ne dorim ca refugiații din Ucraina să înceapă să devină, să devină independenți la noi în țară. Deci, practic, noi nu tăiem acest program de susținere a cazării și de protecție a refugiaților până la urmă, ci vorbim de o regândire a lui, în sensul în care sumele se oferă în continuare sume realiste de bani pentru acoperirea costurilor unei chirii decente, însă acest pachet de sprijin vine, vine corelat cu o serie de, să spunem, condiții, și anume dobândirea unui statut legal în România de protecție temporară, demonstrarea faptului că fac demersuri susținute de a-și găsi un loc de muncă și ulterior că s-au angajat, și înscrierea copiilor în sistemul de, într-o formă de învățământ din sistemul de educație românesc. Acestea sunt, să spunem, principalele elemente care stau la baza oricărui program de integrare. Iar noi ne dorim ca, în cel mai scurt timp, refugiații din Ucraina care sunt capabili să facă aceste lucruri și să muncească, să înceapă să acceseze piața muncii din România.